Vorbim despre sănătate, bună dimineața! Neața, neața, bună dimineața, sănătate! Despre ce povestim azi? Despre importanța dezinfectanților, mi se pare un subiect de mare, mare actualitate. Nu știu dacă ne gândeam în urmă cu vreo 8-9 luni că dezinfectanții sau produsele acestea de dezinfectare vor deveni atât de importante. Ieri am văzut într-un serial o scenă pe care poate vă amintiți sau o mai vedeți. E folosită de scenariști ca să make a point, cum zice americanul. De multe ori, unii șefi, directori, etc., aveau un dezinfectant pe masă. Și după ce cel care vorbește cu respectivul director ceva foarte dur, se ridică și folosește ăluia dezinfectantul. Și era o chestie, te dădea un pic pe spate, acum câteva luni. Astăzi se pare super normal. Scenariștii sunt în ceață. Nu știu ce să mai folosească, nu? Exact. Bun, spuneam că este important să înțelegi rolul dezinfectanților, cum să-l alegi. Cred că nu greșesc dacă spun că acum dezinfectanții se regăsesc în aproape fiecare coș, dacă te uiți atunci când mergem la cumpărături. Cum ne dezinfectăm corect? Cum alegem produsele? Cu ce dezinfectăm suprafețele? Dar telefoanele mobile sau tastatura calculatorului? Suprafețele ceva mai sensibile? Amănunte aflăm chiar acum. Pe lângă apă și săpun, un dezinfectant de mâini pe bază de alcool ar trebui să fie mereu în preajma noastră. Cum ne dezinfectăm corect la birou, la școală, acasă, când ajungem? Că vorbim de adulți sau de copii care sunt problema adulții în miniatură, trebuie să rămânem calmi și să ne gândim în permanență la măsurile de prevenție. Dacă vorbim de ceea ce facem atunci când ne întoarcem acasă, e clar că hainele vor rămâne undeva la intrare, că le vor fi spălate suficient de des, încălțările le vom lăsa de asemenea la intrare. E de folosit dacă dorim și o soluție pe bază de clor, pentru că poate fi o tăviță sau un preș care să fie cu clor, și mă refer la tălpi, să mergem direct, ne spălăm cu apă și săpun. 20 de secunde, ne spălăm foarte bine. Dacă ne referim la cumpărături, e important să păstrăm conținutul, să aruncăm ambalajele și din nou să ne spălăm pe mâini. Dacă vorbim de locul de muncă, pentru elevi este școala, nu? E tot locul de muncă. Aici sigur că ține de organizare. În primul rând trebuie să avem soluții dezinfectante cam peste tot. Recomand ca cei mici și cei mari să aibă în buzunar un gel dezinfectant, e de preferat gelul pentru a ne curăța pe mâini. Când ne dăm cu o soluție dezinfectant, trebuie să ne dăm bine, da? Să o facem tot vreo 20 de secunde și să o facem suficient de des. Cum alegem un dezinfectant? Pe ce criterii? Ar trebui să alegem un dezinfectant profesional, care este testat din punct de vedere dermatologic și toxicologic. Este recomandat să utilizăm produse care să ne protejeze mâinile și pielea și să avem grijă ca aceste produse pe care le folosim să nu aibă un efect nociv. Sunt recomandate produsele care au activitatea asupra virusurilor. În special în această perioadă ne confruntăm cu virusul gripal, noul coronavirus. Dacă am alege produsele antibacteriene sau igienizante, acestea ar distruge numai bacteriile sau fungii, nu virusurile. Ce fel de dezinfectant să alegem? Pe bază de alcool sau clor? Dezinfectantele care sunt pe bază de clor sunt recomandate pentru dezinfecția suprafețelor mari, a pardoselilor, a obiectelor sanitare, pe când cele pe bază de alcool pot fi recomandate la dezinfecția mâinilor, dar și a suprafețelor. Șervețelele dezinfectante sunt pentru persoanele care sunt alergice. Și telefonul mobil, și tastatura, și toate lucrurile pe care le atingem, ar trebui la un moment dat să fie, hai să le zicem, decontaminate, ghilimele de rigoare. Există un produs sub formă de spumă, concentrat, care este recomandat la dezinfecția obiectelor sensibile, aparaturii, și care este ideal pentru dezinfecția telefonului sau a obiectelor cu care intrăm în contact frecvent. Până la urmă, ceea ce contează este că, în general, pe o suprafață încărcătura virală este mică. Există însă și situația când cineva a tușit, a strănutat pe o anumită suprafață, noi venim repede, am atins-o, ducem mâna la gură și la nas și în felul să ne putem infecta. Ceea ce ne interesează este nu cât timp reziste pe suprafață, ci dacă curățăm acele suprafețe în mod regulat și mai ales dacă mâinile noastre sunt în permanență curate, adică igiena mâinilor e ceea care contează. Super Neața!
Așadar, să nu uităm să ne spălăm pe mâini cu apă și săpun, să folosim cât mai des soluții dezinfectante pe bază de alcool, să curățăm și suprafețele cât mai des, să aerisim camera în care stăm și să sperăm că astfel, păstrând și regulile de distanțare, purtând corect și masca, rămânem cu toții sănătoși în această perioadă mai dificilă prin care trecem. Dar asta vă doresc din suflet, să rămâneți sănătoși și voioși!